un pistol cu aer comprimat, 5 butelii cu aer comprimat, 56 de bile de cauciuc, o cantitate de masă vegetală verde oliv și mai multe obiecte susceptibile a face parte din patrimoniul cultural național, a fost captura polițiștilor hunedoreni, confiscată în timp ce puneau în aplicare 4 mandate de percheziție domiciliară la locuințele unor bărbați din orașul Giurgiu. În urma activităților procedurale, polițiștii au ridicat în vederea continuării cercetărilor o armă neletală scurtă supusă autorizării, pistol cu aer comprimat, 5 butelii cu aer comprimat, 56 de bile de cauciuc și o cantitate de masă vegetală verde oliv. Totodată, de la o altă adresă, au fost descoperite mai multe obiecte susceptibile a face parte din patrimoniul cultural național. Cantitatea de masă vegetală verde oliv urmează a fi înaintată Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara în vederea continuării cercetărilor conform competențelor în cadrul dosarului penal constituit, a informat comisar șef Bogdan Nițu, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara. Persoanele în cauză s-au ales cu dosare penale pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, contrabandă calificată, precum și pentru infracțiuni din sfera celor contra patrimoniului cultural național.